Începem cu un subiect la zi. Parlamentarii, doamna Prună, au votat în unanimitate, aproape în unanimitate, o abținere, dezincriminarea conflictului de interese. Asta ca să-și poată angaja de aici încolo rudele sau ca să scape cei acuzați după 2013. Ce se mai poate face în acest caz? Asta cred că e întrebarea în acest moment. Păi, um, sigur că înainte de a spune ce se mai poate face trebuie spus să uh că dezamăgește această decizie luată astăzi de, de Parlament, de cele două camere în, în, în plen. Ar fi prima dezamăgire, uh, în șirul dezamăgirilor din ultimele eu zile, spun, cel puțin. Adică, pe de-o parte, avem, ca să mă refer la un context politic, avem vizita președintelui Germaniei în România, care, printre altele, notează succesele pe care România le are în lupta împotriva marii criminalități, a corupției, dar nu numai. Și, pe de altă parte, noi, în loc să profităm de, de, de ceea ce am obținut în toți acești ani, așa cum am spus de acum câteva luni, asistăm la o restaurație, mi-e teamă de acest cuvânt, mai ales că el se confirmă cu aproape fiecare act pe care Parlamentul îl face. Restaurație, interesant, a spus asta, dacă nu mă înșel, ambasada Marii Britanii prima dată. Restaurația cui? Păi, restaurația în sensul că vrem să ne întoarcem la un sistem ca acela pe care l-am cunoscut, eu știu, până în 2004, când aveam totuși multe prevederi legislative adoptate, dar ele nu funcționau. Le aveam pentru că eram într-un proces de aderare la Uniunea Europeană. Dar ele nu funcționau, nu se aplicau, pur și simplu. Și 12 ani mai târziu, în această materie, cel puțin, ele se aplică, produc rezultate. Rezultate pe care alții, care sunt mai obiectivi decât noi, pentru că nu sunt implicați emoțional sau penal sau în mod subiectiv, le constată. Se constată rezultatele foarte bune în, potriva, în lupta împotriva corupției la summitul global împotriva corupției de la Londra, numai departe de mai anul acesta, se laudă cu expresis verbis ceea ce face DNA-ul, ceea ce face România în general, pentru că DNA-ul este o instituție care funcționează în România și noi astăzi asistăm la această decizie care, sigur că era de, o decizie anunțată, cu titlul personal vă spun că dimineață m-am gândit dacă să mă duc în Parlament Știind că decizia este iminentă, sau să mă duc să particip la ședința de guvernă și până la m-am hotărât să mă duc la ședința de guvern pentru că nu cred că aș fi putut schimba ceva. Și dacă era o decizie anunțată, doamna ministru, dacă se știa cum se știa de obicei cu o zi, două, trei înainte, cum se explică faptul că de data asta n-a mai ieșit nimeni să spună atenție în Parlament, aia se pregătesc de dezincriminarea conflictului de interese, atenție, urmează să asistăm la o nouă ofensivă a. a Parlamentarilor cu probleme penale? Bun, eu nu știu cum se explică de ce n-au mai ieșit alții. Și nici nu. Când spun că era o decizie anunțată, spun că era de așteptat, dar eu n-aș vrea să fac înainte de a, de a vedea. Am făcut deja, ca să spun așa, un proces de intenție pe legea pe modificarea legii 51 a, a profesiei de, de avocat și a, nici acolo n-am avut, în fond, prea mare, prea mare succes. Da, iată, mă exprim acum la câteva ore după acest vot. Bun, întrebarea era ce se mai poate face. Se mai poate repara treaba asta? Uh, trebuie văzut. Este prematur de, de spus acum dacă se mai poate repara. Sigur că în principiu se poate, da oricând, uh, se poate da oricând o normă contrară, dar eu cred că ideea nu este asta. Ideea nu este să ne jucăm... Uh, să fim așa într un război cu parlamentul, parlamentul strică ceva și după aceea guvernul vine să repare. Nici nu este firesc într un stat de drept. Noi spunem că suntem un stat de drept, eu cred că suntem încă un în stat de drept. Și atunci nu e firesc că, ca după fiecare act sau decizie a parlamentului, guvernul să încerce prin ordonanțe să repare, să repare ceva. Nu pot așa la acest este. moment să spun ce anume așa putem este, face. Așa este de altă parte, nu mai prea aveți Timp să faceți chiar și asta dacă v-ați propune, pentru că în legea de abilitare votată în Parlament, astăzi am aflat că la Camera Deputaților a fost profund modificată legea asta, odată că e pentru prima dată când unui guvern ni se interzice ca prin legea de abilitare să emite ordonanță, dar în Camera Deputaților au mai și modificat legea în așa fel încât să excludă complet domeniile justiție, cultură și administrația patrimoniului. De ce? Au făcut aceste modificări? N-aș putea, putea să spun de ce. N-am avut, evident, o, o discuție. Lucrurile s-au petrecut uh, rapid. Sunt surprinsă, însă, cel puțin cu privire la, uh, la un. Uh, la un subiect, la o temă care era pe legea de abilitare, care face parte, sigur, din domeniul mai larg, justiție, vorba de statutul personalului de probațiune. Pe de-o parte, tot Parlamentul este deloc uh, zgârcit în a, în a face coul în societatea condițiilor dificile din penitenciar, așa este, sunt uh, condiții dificile. Correct. Eu am mai spus însă, mi-am exprimat personal surprinderea că noi discutăm acum de când cei care sunt în Parlament se întâmplă să mai fie și subiecte de drept penal. Condițiile acestea foarte, foarte grave erau sunt condiții de sistem și sunt proaste de, de multă vreme. Deci, pe de o parte spunem avem condiții proaste. Trebuie să facem ceva în această materie. Riscăm o, o decizie, pilotă, cedo. Uh, în urma a mii de plângeri cu privire la condițiile proaste, suntem într-un proces. Guvernul este într-un proces în care încearcă să convingă CEDO că ia niște măsuri. Uh, pentru a repara aceste condiții, pentru a repara acest context puțin cât se poate, și un, o, o, un element esențial este consolidarea aprobațiunii în România. Statutul acesta trebuia să fie adoptat din 2013, suntem în 2016 și iată Parlamentul. Nu l-a ne... adoptat. Nu, Parlamentul nu că Parlamentul nu l-a adoptat, guvernul trebuia să facă o propunere din motive despre care n-aș vrea să discut acum. Când eu mi-am preluat mandatul, statutul acesta nici măcar nu era redactat. L-am redactat în această perioadă, vreau să-l adoptăm pe legea de, de abilitare, pentru că ne-am gândit prin că nu există, adică. prin ordonanță de guvern, ne-am da. gândit că nu există urgență, că dacă n-ai adoptat ceva din 2013 până în 2016, cum mai putea justifica urgența? Așa, și acum însă, nu mai puteți. Odată, și acum luat. nu mai pot să mai adopt o ordonanță de guvern, însă profit și anticipez un pic pentru că am să lansez o dezbatere publică cu privire la această decizie pilot. Cred că societatea românească trebuie să știe ce așteaptă CEDO de la noi și care sunt efectele unei asemenea decizii. Și efectele unei asemenea decizii uh, anunțate de altfel de CEDO din 2012, deci nu este ceva nou, printre altele unul din efectele cele mai importante este o chestiune cu, cu patrimonială. Noi va trebui cel mai probabil să plătim celor condamnați uh, și cu executarea într-un penitenciar o sumă de bani pe zi în Italia a fost 8 euro. Am făcut un calcul, eu am avansat o cifră 80 de milioane, e foarte mică cifra, de s-ar putea să fie mai mult de 80 de, de milioane. Euro. De 80 de milioane de euro pe an. În cazul? Uh, în cazul în care primim o asemenea decizie pilot. Și se uh, aplică la. Uh, cum să zic, ea se aplică în cazul tuturor celor care se află în penitenciare. Uh, tuturor celor care se află în penitenciare în adică condiții de, de detenție precare. Deci, în Italia, de exemplu, s-a dat o uh -huh. asemenea lege, nu, de, nu beneficiază automat toată uh -huh. lumea. Ah, deci, și nu trebuie să constate. Cineva trebuie să în... constate, dar eu mă gândesc că cei care au ajuns la CEDO și care au epuizat căile legale uh -huh. interne sunt persoane la care s-a constatat că sunt în condiții precare de, de detenție. Deci, societatea românească trebuie să știe. 8 euro pe zi în Italia? 8 euro pe zi în Italia Brava. pentru fiecare zi de detenție, pentru fiecare deținut. Uh -huh. Și în Și Italia sunt, România, eu am evaluat la 80 de milioane de euro dar spun acum fără să pot să dau o cifră că este o cifră de de foarte mică anual. 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 Or, suntem în situația asta și pe de altă parte, deci eu am fost la CEDO acum o săptămână, am vorbit cu președintele curții și am cerut îngăduință să ne lase să, să, să arătăm că putem lua niște măsuri fără a greva într-un asemenea hal bugetul de stat, că pentru a face plata asta trebuie să luăm din altă parte, nu știu, de la sănătate, de la educație. Deci, până la urmă, indiferența și de ani de zile în a reforma sistemul penitenciar costă sau riscă să ne coste cu asupra de măsură. O să ne coste, măsură. da, o să ne coste cu asupra de măsură și, iarăși, ca să încheie lungul lunga paranteză. Sunt, sunt pur și simplu nedumerită. De ce un parlament care pe de, altă part, pe de o parte spune trebuie să reformăm sistemul penitenciar, pur și simplu din motive, habar nu am, politicianiste, probabil, taie justiția pur și simplu de pe legea de abilitare da, și mă pune face, în imposibilitate. Nu mai puteți face până la 30 iunie? Când... Ba da, am să propun o ordonanță de urgență cu riscul de a fi criticată, însă eu cred că am niște responsabilități mm. Și atât timp cât, cât înțeleg să, să, să răspund răspundă acestor responsabilități, am să dau da ordonanță de urgență, cu riscul de a fi din nou, repet, Asta criticată. O pot face săptămâna viitoare, cel viitoare cel 29, pe 29 deci iunie, în cel târziu, în următoarea ședință de viitoare. guvern. Și sigur că îmi exprim public speranța ca tot din motive politicianiste, Parlamentul să nu înțeleagă să răstoarne această ordonanță, să gândească în primul rând la grevarea bugetului de stat care va, va exista și după, după ce eu voi fi plecată din această funcție. Că tot vorbim de penitenciare, ați reușit să reduceți numărul scriitorilor din pușcărie aveți o statistică? Mai scriu oște? Uh, nu mai scriu deocamdată pentru că, în prim, pe de-o parte, prevederea este suspendată, pe de altă parte, uh, în ciuda faptului că prevederea, sau în afara faptului că prevederea este suspendată, există un pic mai multă rigoare în. Uh, în, a, în elaborarea de lucrări în penitenciară. Am mai spus o repet, deja înainte de intervenția guvernamentală din februarie erau o ca cel de la Iași, unde s-au scris numai două lucrări și penitenciare ca cel de la Rahova, unde s-au scris peste 150. Deci ținea până la urmă și de managementul mai riguros sau mai puțin riguros. Tot săptămâna viitoare pe 29 o să vin cu de urgență pentru că altfel nu se poate prin care să reglementez acest lucru. Nu va fi o abrogare, dacă vreți să explic de ce. De vom ce? reveni. De ce nu Nu va fi o abrogare asta? pentru că am avut, în urma, în urma deciziei Guvernului din februarie anul acesta, s-a stabilit să există un dialog interinstituțional care cuprindea și Ministerul Educației și CSM-ul, alături de reprezentanții parchetelor, și CSM-ul și Ministerul Educației și-au reiterat uh, poziția că este un drept faptul de a scrie în penitenciară. Deci nu am cum să spun dacă vrem să fim riguroși, eu nu pot să adopt sau să fac o propunere în ciuda ceea ce spun celelalte instituții. Și fapt este că celelalte instituții, cele două pe care le-am numit, au explicat că acest lucru se poate face. Astfel încât ce o să propun, ca ministru, nu am de ales, o să propun să ne reîntoarcem la textul inițial, care era textul uh, propus de guvern în adoptarea legii 254 pe 2013, și anume un beneficiu de 20 de zile, indiferent de numărul lucrărilor. Asta asigură alături de un control de științificitate și după ce scrii lucrarea. Deci, care practic nu poți, să scrii o carte. poți scrii o singură carte? Poți scrie o singură carte sau 100 și de cărți, beneficiul va fi 20 de zile. Lumea s-a întrebat, nu știu asta, vom vedea, persoane influente în statul român, foști premier, s-au întrebat public pe blogurile lor de ce 20 de zile, de unde 20 de zile și profit că mă exprim public acum, foști premier, să spun. Foști premier v sugerat să uh, faceți 20 Nu Dimane, mie, da, înțelegă. sigur, e, e adevărat. Uh, și răspunsul meu este 20 de zile pentru că așa a dorit guvernul Ponta, care a făcut această propunere la acel moment și care sunt sigur că a făcut o dezbatere publică amplă. Acum îl ironizați pe guvernul Ponta, că n-a făcut nici dezbatere publică. Nu, 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 nu. Proiectul de lege a fost. A, a fost pus fost? în dezbatere publică Am pe site-ul Ministerului Justiției. Acum știți... A... Tot la penitenciare mm. suntem. E adevărat că ați sistat construcția penitenciarului de la Caracal. Fusese anunțat anul trecut, dacă nu mă înșel, construcția lui. Și ați sistat din cauza că era prea aproape de baza de la Deveșeru? Da. Uh, nu, am avut discuții cu reprezentanții ANP-ului, Administrației Națională a Penitenciarelor și mi-am exprimat uh, nedumerirea că un penitenciar uh, poate fi construit foarte aproape de un scut. La uh, cât de aproape era? Uh, era la mai puțin de 5 km, ceea ce înseamnă... De de la DVS, de, de acel de scut, de da, este... Uh, și uh, în plus am primit și un aviz negativ de la uh -huh. Ministerul Apărării Naționale, când spun am sistat, nu înseamnă să nu înțeleagă nimeni că eram într o fază avansată da. eram într o fază în care se făcuse numai uh, studiu de prefezabilitate care poate fi foarte bine folosit uh, în aceeași măsură uh, pe un alt teren pe care de altfel uh, ANP-ul l-a și identificat dar va fi cine undeva în Moldova decizia să fie construit acolo la Caraca Eu nu aș putea scut. spune eu pot să vă spun că decizia s-a luat prin hotărâre de guvern Cine anume, nu știu dar guvern? guvernul Ponta. Ponta lângă scutul de la Deveșe am constatat bun. și eu, la câteva luni de mandat, că, că și era lângă Se spunea penitenciarul de la Caracal uh -huh. și, bun, și de Veșelu, eu nici n-am știut unde este. Unul uh -huh. este la 3 km de Caracal penitenciarul și scutul la 8 sau ceva de genul uh -huh. acesta. Da, în orice caz, prin hotărârea de guvern s-a stabilit care este amplasamentul acestui penitenciar și evident că a survenit HG. Pus A survenit acest, această hotărâre de guvern după ce se stabilise amplasarea scutului acolo unde este el. Și relocați penitenciarul ăsta de la Caraca, unde, în Moldova? Uh, N-aș vrea acum să spun, eu știu unde, dar n-am încă un răspuns formal de la ANP și aș vrea să fiu corectă cu ei. Dar, oricum, pe un teren similar, deci, uh, ideea nu este unde anume îl construim, ideea este că am identificat și... Nu e niciun scut, bază militară? Uh, nu, nu, avem din fericire sau din nefericire un singur, un scut. singur scut. Cum comentați decizia Parlamentului în cazul corlățean? Păi nu pot să o comentez, nu vreau să comentez această decizie, nu pot decât să comentez în sensul mai larg în care ceea ce face Parlamentul este, după cum am văzut, nepredictibil. Am avut situații în care au fost două cereri în acea zi, una a trecut, alta n-a trecut, din motive de lipsă de vorum. Și asta nu face decât să confirme îngrijorările nu numai ale mele sau ale cetățenilor români cărora le pasă, dar și îngrijorările celor care mai fac rapoarte despre România și care greco MCV, uh, MCV uh, și care toate toate aceste vă rapoarte MCV, asta, uh, categoric da. Uh, toate aceste rapoarte notează lipsa de predictibilitate a parlamentului în ceea ce privește asemenea cele. Da, acum că tot avem atâtea cazuri de parlamentare apărați de anchete prin vot veți mai putea susține la Bruxelles ridicarea MCV, că guvernul Cioloș, ca și alte guverne, își propun ca obiectiv ridicarea MCV într-un orizont de timp. După tot ce se întâmplă în Parlament în aceste zile, mai puteți susține asta? La asta Bruxelles? este o întrebare destul de, destul de dificilă. Cred că totuși contextul astăzi este altul decât era contextul atunci când eu mi-am preluat uh, mandatul. Uh, Cred, pe de alt, sunt, sunt mai multe aspecte aici. Un prim aspect este că România continuă să aibă un mecanism de verificare și cooperare, în condițiile în care România, judecând prin comparație, a făcut progrese foarte mari. Sunt state membre pe care n și vrea să le numesc, dar sunt din fostul bloc estic, unde s-au întâmplat derapaje foarte serioase de la, de la statul de drept și unde nu există un asemenea mecanism. Și asta face, într-un fel, incorrect, să spunem, tratamentul, tratamentul față, de, față de România. Pe de altă dar acestea, parte avem această realitate din Parlament Pe și de altă noi. parte, sigur, eu nu neg această realitate, sunt prima care o denunț. Cred însă că se poate, poate nu ridica MCV-ul pur și simplu, dar se poate stabili un orizont de timp și există, de altfel, mecanisme care pot înlocui MCV-ul și care pot asigura partenerilor noștri din Uniune sau parteneri strategici o garanție că, că, România nu va pierde chiar tot ce a câștigat. Știți ce observ, doamna ministru, că nu mai sunt omorâte instituții direct ca în 2012 prin lege, acțiuni directe asupra instituției, în schimb văd cum sunt imunizate anumite caste parlamentari care își pot angaja rudele, nu dezincriminarea conflictului de interese. Avocații care stau și ei la rând, a fost amânată astăzi legea, dar foarte probabil că uh, și legea care oferă superimunitatea avocaților va trece. Notare am văzut că și acolo încearcă să îi ferească de anchetele uh, justiției. E corect ce observăm? E corect ce observați și așa ca o judecată de valoare pot spune și eu că cred că e mai gravă acțiunea care are ca efect protejarea, cum ați spus, ca să vă citez unei caste sau unei profesii, decât decât, eu știu, desfințarea unor instituții. Asta nu a oricărei instituții, că există instituții uh -huh. care nu, să spunem, că nu există în toate statele membre și atunci existența lor nu este necesară. Dar sigur că nu pot să fiu decât de acord. Dacă îmi permiteți două cuvinte cu privire la legea avocaților, e adevărat că n a trecut, n a fost scoasat de pe lista de plen, vreau să-mi exprim uh, încrederea, că totuși nu mi-am pierdut de tot încrederea, că în urma celor două decizii CEDO din 7 și 16 iunie, în două cauze în care uh, curtea reglementează, adică specifică faptul că uh, secretul profesional nu este intangibil în măsura în care uh, avocatul însuși devine suspect pentru săvârșirea unor fapte penale, deci avem acum două hotărâri extrem de recente ale CEDO din această lună. Și poate că la Parlament cineva se uită pe aceste hotărâri. Ele sunt publice pe site-ul curții și reconsideră, uh, reconsideră această lege așa cum este ea